Petrecerile ilegale au devenit un adevărat fenomen în capitală. Seara trecută, polițiștii au întrerupt un astfel de eveniment ilegal la care participau aproximativ 80 de persoane. Oamenii legii au aplicat 75 de sancțiuni în valoare totală de aproape 200.000 de lei. Amenzile pentru încălcarea regulilor instituite în pandemie, deși ridicate, nu pot stăvili apetitul pentru distracție, spun polițiștii. Despre vidul legislativ care ține autoritățile cu mâinile legate când vine vorba de închiderea localurilor în care se desfășoară astfel de evenimente, vorbim pe larg la ora 18.